Vă rog să-mi scuzați apariția, dar mi-a venit de Haco Dita Ireceala. Astea-s medicamentele. Simt că mor. Deci nu mă simt deloc bine. Așa că probabil o să fie cam 100 de jump-cut. Asta e primul. Probabil o să fie 100 de jump-cut-uri pentru că tușesc non-stop. Deci, Keihei, sunt Tequila și tu ești un mincinos. Da, tu și tu și tu și tu și tu ăla de acolo și eu. Sunt sigură că bași des replica. Eu nu obișnuiesc să mint. Asta e doar încă o minciună. Dragii mei, sunt aici, atât de răcită, să vă demonstrez că toți mințiți. Și când spun toți, mă refer la toate rolurile societății. Practic o să vă arăt... Tu poți să vorbesc! Practic o să vă arăt minciuni din toate perspectivele. Adică de la copii la părinți, de la elev la profesor... Etc. So, hai să-i dăm drumul! Promit că nu mai fac. Nu, da, am spălat deja vasele. Da, mamă, sunt la oră, nu pot să vorbesc. Pa, 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 pa. Ideea e că nu am luat doar o notă mică, adică toată clasa a luat. N-am semnal. Vin în 2 minute! Bine, bine! Care masă e gata? Știu unde am lăsat caietul, a fost acolo pe birou, l-am în cap. Doamna, cred că mi-e rău. Ați înțeles? Da! Da. Îmi vine să cred că l-am uitat, adică era fix cu tema și am lucrat toată noaptele. Promit că l-am dat cu mine. Bună ziua, doamna, scuzați-mă, dar tocmai astăzi s-a făcut autobuzul. Logic că e semnătura mamei. Ați auzit? A fost sâneria, doamna a sunat, ați auzit, nu? Eu doar mă uitam la ceas. Aaa, sunteți doamna profesor înlocuitor, știți că pe noi, doamne, de la sunt tot timpul să stăm cu telefoanele la ora, adică ne fac să ne relaxăm și știți dumneavoastră. Știți, copii, rămâneți între noi, dar voi sunteți clasa mea preferată. Doamna, dar acolo eram 845! Felicitări! Am scris așa să văd dacă vă dați seama. Copii, îmi pare rău, dar n-am avut timp să vă corectez testele. Am foarte multe clase și am multe corectat. Testul ăsta o să fie foarte, foarte simplu. Ce vă învăț eu aici o să vă ajute în viață tot timpul. Asta o să vă dau la test. Să învățați bine asta că vă dau la test? Cu siguranță o să-ți sun părinții. Asta nu o să vă dau la test. Să nu vă faceți griji că asta eu nu vă dau la test. O, nu, baby, nu, doamne ferește, nu par grasă. Nu înțelege, n-am băgat-o în seamă, ea m-a abordat pe mine pe Facebook. 214! 215! Nu, deja m-am îmbrăcat, acum ies. Acum ies pe ușă, chiar acolo. Așa, de ce ai? Nimic! Da, păi, acum ies la dietă. Dar luna viitoare vă măresc salariul. Și încă ceva, este 100% natură. Postez săptămânal. Da, acum am fost sinceră. Rămâi aici și pentru bloopers-uri de la final. Ăsta a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, dați un like și ce mai vreți voi. Îmi pare sincer rău că mai întârzi câteodată cu episoadele, dar se mai întâmplă lucruri de genul. Și de genul. Și... vremea de afară mi-e nicio stare prost. Și mai e și școală. Dar ne descurcăm. Plus, mă vedeți în fiecare zi în afară de weekend pe Zoo TV la emisiunea Adevăr și Provocare. Aveți programul în descriere. Hai cu bloopers-ul. Tara, poți te rog să taci? Părinții mei nu latră. Joacă și tu bine. Să spui cât e gai. Nu gai. Zic că... Și? Să vorbesc în puii mei. Filmez în aceste condiții. Scuze, scuze. Oh,
da. Și cheie, bye.